în teatrul din Ploiești, acasă la Nichita Stănescu, probabil pentru că îl iubim pe Nichita. Probabil pentru că dorim să desfășurăm niște pagini și niște amintiri despre marele nostru poet, am privilegiul să fi fost invitat pentru această seară alături de Mircea Tiberian, pe care îl invit pe scenă alături de mine. Și vă previn că, în primul rând, întâlnirea asta nu știu cât va dura. Depinde de dumneavoastră, depinde de noi, depinde de întâmplare, pentru că vă propun să nu fie o întâlnire scorțoasă, o întâlnire didactică sau profesionistă. Nichita ura ceea ce se numește ștaiful. A spus Mircea Dumitrescu, câteodată nu se încheia la tenis, avea o ținută lejeră, nu punea preț pe asta și nici nu punea preț pe relația scorțoasă. Spun asta pentru că trebuie să vă mărturisesc, l-am cunoscut în ultimii 3 ani de viață, am fost ca și nedespărțiți. Primeam câte un telefon în care îmi spunea: prietene, te aștept. Câteodată nu puteam sau mi era greu. A doua zi dimineața aveam programul meu de actor, aveam filmare sau ceva. Și știam foarte bine că dacă mă duc la ora 8 seara la Nichita, nu poți să pleci la 9. Și spuneam: domnul Nichita, n-am putut niciodată să-i spun pe nume. Și spuneam: mâine am treabă, mă scol de vreme. Și îmi spunea: atenție, prietenia este o prezență și nu un dor. Când auzeam asta, ce puteam să fac? Nu vă mai spun că, ducându-mă și intrând pe ușă, găseam de obicei casa plină. La început am găsit pe un perete iscălit în dormitorul lui Adam Puslici. Pe unul l-am cunoscut pe Adam Puslici mai târziu, care venea în vizită. L-am cunoscut pe Ioan Flora, care nu mai e printre noi, din păcate. Și am cunoscut foarte multă lume. Dar, intrând pe ușă, Nichita îmi spunea: stai jos și taci. N-am știut atunci că mă alesese într-un fel să-i fiu... Nu, era să zic discipol, dar discipol însemna că eu scriu poezii, numai că nu făceam asta. Uneori se discutau lucruri foarte interesante, eu eram numai urechi, eram... O, Doamne, cât eram de tânăr! Sunt 31 de ani de când Nichita ne-a părăsit. Și eu atunci aveam 30 de ani. Nu, aveam 28. Ba nu, 27. Deci vă dați seama că eram ca un burete care ascultă și absorbe, nearătând asta, și uneori se întoarce la mine și zice: repetă ce se vorbea. Eu zic: am înțeles, am înțeles. Repetă. Bine. Arta precede realitatea. Mai spune o dată. Am înțeles, domnule. Mai spune o dată. Arta precede realitatea. Să ții minte asta. De ce m-a ales? Că nu cu mult se purta așa? Nu știu. Poate pentru întâlnirea din seara asta. Poate pentru că pot fi în fața dumneavoastră un martor al unor lucruri, hai să le zic, inedite. Am să încerc să desfășor în fața dumneavoastră și câteva versuri. Mi-a fost foarte greu. Am ales din cărțile lui Nichita și nu știam ce să aleg. Nu știu ce să aleg. Am ales ceva. Părerea mea este că Nichita trebuie citit. Citit, recitat, dar citit, nu poți recita toată opera pentru că este enormă.
Din cauza asta am să încep cu o poezie. Acum. Pe urmă am cartea acolo și o să răsfoim și o să mai alegem. Trebuie să mai spun ceva înainte. În Piața Amzii, unde avea apartamentul, era alături de blocul lui un alt bloc și mi l-a arătat. Bătrâne, vezi blocul ăla? Da. Zice, acolo a fost cândva o casă mare a lui Slavici. Acolo, la ultimul etaj, a locuit Eminescu. Știți cum îi zicea lui Eminescu, în particular? Mierloiu patriei. Și zice, acolo sus, la o masă de brad, doamna Slavici, îl izolase să stea deoparte așa, Eminescu, a scris Luceafărul. Ei, nu pot să trec niciodată prin Piața Amzei fără să-mi arunc o privire în zona aia unde a apărut pentru prima oară Luceafărul. Și trebuie să mai spun ceva. Nichita câteodată, în relația și discuțiile care le aveam, zicea, stop! Ce? A trecut Eminescu. Acum a trecut. A trecut aici. După care zicea, hai să vorbim cu copacul Gică. Copacul Gică, se zice că nu mai e acum în curte, n-am mai fost acolo, era un copac plop cu care Nichita avea dialog real. De altfel, cred că secretul, marele secret al poeziilor lui Nichita, și o să mai vorbim despre asta, este că numai în aparență el folosește metafore. El e un poet care vorbește despre niște realități personale. Noi le luăm drept metafore. Cum aș putea înțelege altfel versul, iar eu numai pentru ea trăiesc în lumea fioroasă de sub ceresc. Așa îl traduc. Privirea poetului avea o capacitate de a sesiza ceea ce Sorin Dumitrescu a sesizat când i-a făcut un tablou cu un zid. Nichita era cu spatele și cu privirea peste zid. Noi nu vedeam dincolo de zid, numai el vedea. Cred că așa făcea Nichita. Vedea și ne transmitea și nouă celor care nu vedeam. Și există și o poveste cu doi bolnavi, unul în pat nu se putea ridica, celălalt se putea și se ridica la un gemuleț de sus al spitalului și povestea celuilalt ce vede pe stradă. Și îi povestea cum trec fete frumoase, cum înfloresc copacii, cum zboară păsări, cum cerul e albastru, norii sunt frumoși. Și îi povestea zi de zi. Cel din pat deja îl invidia pentru că vede atâtea lucruri minunate pe care el nu le poate vedea. Și într-o noapte s-a răzbunat și l-a ucis pe cel care vedea. Și s-a târât cu greu și cu chin și s-a ridicat la geam și când s-a uitat pe geamul acela, dincolo era un zid. Asta vedea poetul. Asta ne aducea nouă. Realitatea noastră e un zid. Realitatea noastră e ternă, e fadă, poate neinteresantă, plicticoasă. Poetul vedea dincolo. Dați-mi voie să spun o poezie de drag care mi-e foarte dragă, pe urmă vor urma altele și dacă îmi permiteți, vă rog, dacă vreți să mă opriți, opriți-mă, cred că în această seară voi fi interminabil. Eram vrăjit și nici nu mai mișcam. Toți vulturii stăteau înțepeniți în aer, iar soarele spărsese cerul cu sunet de lumină și cu vaer. Pe jumătate doar din ea copilul îl născuse, ea două capete avea, timpul încremenise bătut în palma ta, Iisuse, o, Eli,
Eli la masa Bactani, mi se îngroșase râul ca o jugulară peste gât, pe câmpul ăsta nearat, urât, și caii se evaporau ușor. Deasupra nu era vreun nor, mă înzeiam, nu mai muream, iar țara mea era un geam prin care nimeni nu privea. Stam rege fix de piatră și de stea, ținând oprit cuvântul în gura mea, necântător. Bună seara! După cum știți sau dacă nu știți, vă spun acum, eu cânt în general jazz și jazzul este în cea mai mare parte a lui făcut din improvizații, din variațiuni pe anumite teme. Seara aceasta fiind una de evocări, m-am gândit să evoc câteva teme din copilăria mea, care a fost contemporană cu maturitatea lui Nichita Stănescu. Thank you.
ascultându-l pe Mircea, mi-am adus aminte că eram odată la Nichita și a venit marele Johnny Răducanu. Pentru cine l-a cunoscut, era o figură pitorescă, așa cum apărea și la televizor. El nu se modifica cu nimic. Și au stat așa de vorbă. Am stat, ne-am cunoscut, că eu nu-l cunoscusem și la un moment dat Johnny zice: bătrâne, aș vrea să cântăm ceva. Dar n-avea niciun instrument, nu era. Nu nimic, zice Nichita. Cântăm la ușă. Dacă mi s-ar povesti, eu n-aș crede, dumneavoastră faceți cum vreți. Dar ar trebui să mă credeți că am fost de față. De altfel n-am să povestesc decât lucrul la care am fost de față. Și a deschis ușa dinspre ieșire, dar nu de afară, că mai era o ușă și un hol și bucătărie. Ușa aia de melamină albă, de la bloc. Și a început întâi Nichita. Nu pot să arăt, dar dacă lovești ușa în diferite locuri, scoate diferite sunete, ca și masa asta. Și că au căutat o gamă așa și au început să cânte. Nu din gură, la ușă. Dar a fost un concert. Au făcut cu rândul. Dă-te la o parte, bătrâne, zicea Johnny Răducanu. Dă-te la o parte. E o idee, nu? Pentru viitorime. Dă-te la o parte să-ți arăt pe-a mea. Și începe. Acum, sigur, eu nu am cultură muzicală atât de mare și nu am ce să mai... Nu prea înțelegeam melodia, dar ei o înțelegeau. De Johnny nu mă îndoiam. Johnny Răducanu înțelegea. De Nichita eu mă îndoiam, nițel. Se preface, se joacă. Pentru că trebuie să mai spun ceva, ca o paranteză. Nichita avea capacitatea teribilă ca în întâlnirile pe care le avea cu cineva să se... Cei care sunt de față și l-au cunoscut să mă contrazică dacă mint. Avea capacitatea să facă în așa fel ca să fii în prezent. Se trăia clipa aceea. Inventa un limbaj, inventa un joc, în așa fel încât... A trăi în prezent însemnează că mâine poți să povestești ceea ce s-a întâmplat. Noi avem multe clipe peste zi pe care nu le putem povesti. Mergem pe stradă, nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat, cad într-o groapă sau îmi rup un picior și am ce povesti. Dom'le, când m-am dus, mi-am rupt piciorul, uite, era o groapă și el e un fapt, un fenomen care mi s-a întâmplat. Cu Nichita ți se rupeau picioarele în fiecare clipă. Trebuia să fii foarte atent că te incita la prezent. Asta era teribil. Important. Important ce? Păi da, noi oamenii de obicei, dacă vreți putem dialoga, că nu mă deranjează cu nimic. Noi oamenii de obicei, când ne întâlnim, nu prea avem ce să ne spunem. Adică avem așa, și ajungem să vorbim de vreme. Ce vreme e afară? N-avem ce zice. Dar alte ori, spunem bancuri. Sau povestim ce s-a întâmplat. A, știi ce mi s-a întâmplat mie? Eu fac deseori așa și mă învinuiesc, dar n-am ce să fac. La Nichita nu se întâmplă asta. Foarte rar povestea ceva cu tâlc dintr-o zi anterioară sau dintr-o perioadă anterioară. El crea momente dincolo de poezie, pentru că și la poezie se întâmpla fenomenul următor. De obicei, eu când l-am cunoscut, Nichita nu mai scria, dicta. Și Dora era alături totdeauna și deodată mama, ia un... Așa, mama și tata, aș zicea, ia un pic, și ea știa imediat. Și începea să, trebuia să înțelegi. Dar nu trebuia, nu te forța nimeni, că era o minune. O să vă mai povestesc o surpriză, un moment de surpriză pe care l-am avut teribil vis-a-vis de creație, de ce se întâmplă în mintea și în sufletul poetului. Și făcând el cu Johnny Răducanu jocul ăsta de care vă spuneam, mă întorc, închid paranteza, mie mi se părea că
mimează pe cunoscătorul de muzică. Acum și muzică și la ușă, să ascult melodia la ușă cântată de Johnny Reducan. Mă gândeam că e păcat să nu imprime cineva, să nu. Numai că altă dată, nu mult după, vine pe ușă că așa se întâmpla. Bătea cineva și intra. Vine un tânăr. Bună ziua, bună ziua. Eu sunt student la conservator și pe poezia asta a dumneavoastră am făcut o melodie. Și aș vrea să-mi dați acordul să o public, să o cânt, să o folosesc. Și el a zis, vreau știma. Opa, am zis eu în gând. Da, e poetul care trebuie să aibă autoritatea asupra unui puști. Și puștiu a gândit la fel. Și a desfăcut o geantă și a scos așa o note muzicale. Și zice, dă-mi un coace. Nichita a luat știma și studentul stătea și mustăcea, adică, în sfârșit. Ne pricepem și la muzică. Nichita a stat și la un moment dat zice, dar crezi că aici, uite aici, n-ar trebui un bemol? La care copilul s-a uitat, a schimbat fețe și a zis, aveți dreptate. Uite, așa e. Și aici zice, n-ar trebui nu știu ce? Da, zice, notează acum. Și a notat, l-a schis și a zis, acum ai voie. Vreți încă o întâmplare cu cineva care a venit la Nichita? Mă nebunule, a venit o doamnă. Mă nebunule, de când te caut, mă Nichita, mă, ce faci? Mi-a zis, bine, mi-a dat seama că nu o cunoștea. Ce tu nu mă, eu sunt profesoară la Oradea, nu știu unde, Arad. Sunt profesoară acolo și am scris, măi, o carte cu amintiri despre tine. Zice el, da? Și am manuscrisul și mă duc acum la tipul, mă duc s-o predau, să o publice. Dar n-am titlu, Nichita. Ce fac? Și el zice, draga mea, dă-mi puțin, s-a uitat așa manuscris. Păi da, ia pixul și scrie. Fata aia nu era prea în echilibru. Și zice, scrie, da, Nichita, da, scriu. Titlu, da. Amintirile unei gâște despre Capitoliu. Știți ce a fost? A notat și a zis, am plecat la editură direct, peste o săptămână îți aduc exemplarul. Nu a mai venit niciodată. Ce vrei, bătrâne? Ce vrei? Sunt oameni. M-a pus odată, zice, ia banii ăștia, au apărut stilouri chinezești. Nu erau scumpe, erau ieftine. Și a luat 100 de lei și zice, poți să cumperi 10 stilouri, dar alea cu pompiță, cu penița ascunsă puțin. Stilouri chinezești. Zice, ce faceți cu 10 stilouri? Bătrâne, vine cât un tânăr debutant care vrea să mi-arate și el îi primea pe toți, le citea, le dădea sfaturi. Ce să-i fac cadou? Îi dau un stilou. Atâta generozitate, atâta căldură, de altfel expresia a fi îmbrățișător, eu de la Nichita o știu. El era îmbrățișător. Dacă ar fi, dar este aici. Așa cum el putea să spună, a trecut Eminescu pe aici. Eu îndrăznesc să spun, acum Nichita e aici. Nici nu-mi permit să fiu neatent, pentru că sunt sigur că e cu ochii pe mine. Și pe dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mai citesc. Am să stau puțin mai mult jos, că parcă e cam festiv acolo, dacă nu vă supărați. O altă poezie din Măreția Frigului. Vă spun, mi-a fost greu să aleg. Am ales multe, dar în sfârșit. Albastru de singur. Auziți ce titlu? Albastru de singur. Nu e o metaforă, este o realitate. Albastru de singur. Vin acasă, casa este goală. Nu-i nimic, am zis. Am să dorm. Și am să visez. Doamne,
cât de laș am putut să fiu. Am zis, nu-i nimic. Dă-o în măsa de casă. Am să dorm și am să o visez. Dar ochiul meu din dreapta, ochiul meu secesionist, s-a deschis singur, albastru de singur, să vadă, să ochească, meticulos să ochească tot, tot ceea ce avea de visat. Știți de ce mi-e frică? De ce alerg? De ce alerg? De ce mi s-a făcut frică? Firar să fie. Frica este forma nerealizată a curiozității. Clang. Și acum, dacă tot am vorbit despre albastru de singur, m-am gândit să vă cânt un cântec de inimă albastră, că avem și noi expresia asta, care în engleză e kind of blue, adică bluesul vine din chestia asta. Eu nu o să vă cânt un blues, vă cânt o piesă scrisă de Edmond Deda și care a luat o... De fapt, o să fac variațiuni pe ea, bineînțeles. A luat în premiul la Mamaia, cântată de Doina Spătaru Olinescu. Piesa e scrisă de Vasile Veselovski. Acest om era un mare melodist și chiar un personaj destul de hazliu. Și piesa se numește... Nu e de Vasile Veselovski, de Edmond Deda, dar la mine sunt în aceeași sertăraș, pentru că amândoi erau foarte niște tipi hâtri. Și se numește Inima nu fi de piatră.
minunatul Nichita, bunul Nichita, omul Nichita. Cred că, în general, noi facem o mare prostie când încercăm să-i desprindem pe cei aleși de realitate. Ne așteptăm ca ei să fie ca niște semizei. Ne așteptăm ca ei să fie... Există acea vorbă pe care mulți o spun, tocmai se poate, tocmai un om ca dumneata să faci așa ceva. Să faci așa ceva, ceea ce e permis oricărui om, dar unui om ales nu. Mi-aduc aminte că într-o discuție pe care am avut-o cu marele filozof Constantin Noica, după ce Nichita plecase dintre noi, a întrebat, dar cum era Nichita? De ce n-a trăit mai mult? Pentru că atâta a fost flacăra lui, ars puternic. Da, dar putea să se menajeze, putea să aibă grijă, să țină regim, să trăiește mama lui. Și atunci trăia și am zis, da, trăie. Dar de ce mama lui n-a avut grijă de el? Și am spus, domn profesor, era un om în toată firea. Da, știu, dar mamele de obicei au grijă de băieții lor. Am sesizat la Nichita un fel de obsesie. Obsesia apare foarte des în poezia lui, cuvântul soldat. N-avea nimic cazon, nimic, dar avea obsesia unor soldați, a soldatului. O să întâlnim mai mult. Dar am ales o poezie care, mărturisesc că e poezia cheie pentru mine, dar nu din cauza mea. Din cauza că această poezie există într-un disc. Primul disc care a apărut alături de regretatul Augustin Frățilă, pentru cine îl știe și pentru cine îi cunoaște muzica compusă pe texte de Nichita. Regretul meu e că nu pot să cânt. I-aș cânta, acum v-aș cânta cântecele lui Frățilă pe textele lui Nichita. Nu pot. Pot în gând, așa, în gând și când baie, dar nu pot. Nici Frățilă nu mai e printre noi, din păcate. Și exista discul ăsta cu poezie și cu cântec. Păi, cum facem noi acum? Una din poezii, eu puneam discul zilnic, având atunci o fetiță de 3 ani, care se juca pe covor. Îl cunoștea pe Nichita, nu a acceptat când a spus prima dată, nu m-am gândit că fac mărturisirea asta, dar merită, când i-am spus prima dată Ștefanei, mergem la Nichita, ea a zis, dar cine este ea? Și am zis, nu e ea, e el, că e un bărbat. Și ea s-a uitat la mine și a zis, Nichita? Adică era nume de fată. Drept care i-a vorbit întotdeauna, l-a întrebat-o, ce faci, Ștefana? Bine, măi, Nichitule. Adică îi masculinizase numele, că nu se poate, Nichita e nume de fată. Și Ștefana era pe covor, se juca și eu ascultam discul. Și implicit și ea. Și la această poezie, reacția ei a fost atât de ciudată, că atunci am zis, iată cum se citește cu ochii genuini, cu ochii purității, cum se citește un text de Nichita. Nu cum se citește, cum se înțelege un text de Nichita. Întâi am să vă citesc poezia și pe urmă am să vă spun reacția fetiței mele, care n-avea nicio vină la ora aceea, era un copil cum nu mai e acum. Se numește Tocirea. Soldatul mărșăluia, 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 până când? Până la genunchi, piciorul îi se tocea, îi se tocea, îi se tocea, până când,
Trunchiul, până la coaste, îi se tocea. Până când? Până la sprâncene, orbea. Până când părul lui iarbă neagră era. Un cal alb venea și o păștea. Iha. Și am zis, Ștefana, nu te mai frica de covorul ăla. De ce? Mă tocesc până la sprâncene? Și atunci, poezia nu e o metaforă, poezia e o realitate, e o viziune. Este o propunere și o viziune. Să mai căutăm. Mircea, te mai las puțin să te odihnești. Pentru că iarăși este o poezie sublimă, cum toate sunt. Scurtă vorbire. Trebuie să vă mai spun ceva. Ascultându-l pe Nichita, și există o poezie aici pe care atunci când eram cu el n-am înțeles-o, adică i-am mărturisit, nu știu, poezia asta, nu înțeleg, nu. Și a zis, dă-mi o coasă să o citesc. Nichita făcea parte din poeții care știau să citească poezia. Nu toți o fac. Și nu-i vina lor. Cred că și Nistorescu nu citea bine poeziile. Și le citea ca un poet, pe idei. Dar Nichita avea un har actoricesc aparte, dar era atât de insolit, atât de ciudat cum fraza, încât eu ca actor mi-am dat seama, nu voi putea citi niciodată o poezie, nu voi putea recita niciodată o poezie a lui Nichita fără să-i păstrez ceva din stilul său. Cred că se observă, dar eu nu vreau să-l imit, numai că nu pot fi citite altfel poeziile lui Nichita. Le spun și studenților la admitere, dau foarte mulți cu versuri de Nichita, dar Nichita e foarte greu pentru un tânăr, e foarte greu. Cred că pentru generația noastră, pentru generațiile următoare, Nichita va deveni din ce în ce mai accesibil, fiindcă lumea se schimbă, iar el a inventat un limbaj și a fost înaintea vremii sale. Lumea va ajunge, îl va ajunge din urmă la un moment dat. Cum așa s-a întâmplat și cu Eminescu. Eminescu a creat limbaj care nu se vorbea atunci. Probabil că era greu de înțeles atunci. Acum Eminescu ni se pare, cum zic unii, poet de nișă. Și știți, cine zice asta, nu vreau să spun. Dar o zice în limba pe care Eminescu i-a dat-o. Adică omul ăla vorbește în limba creată de Eminescu, spun că Eminescu este scheletul din dulap. Deci, scurtă vorbire. Vrei să trăiești numai pentru mine și singur și fără umbră, cum fără umbră este cifra 1? Da. Dar tu ești dus. Dar tu uneori ești aidoma animalelor de câmp. Da. Uneori sunt aidoma animalelor de câmp. Nu uneori. Întotdeauna ești ca un animal de câmp. Da, într-adevăr, întotdeauna sunt ca un animal de câmp. Tu nu ești ca un animal de câmp, tu ești chiar un animal de câmp. Da, eu sunt un animal de câmp. Mi-e scârbă de tine, dar în același timp mi-e foame de tine. Și în același timp mi-e și dor de tine. Lasă-mă să-mi fie dor de tine. Da, te las
să-ți fie dor de mine. Nu! Nu poate să-ți fie dor niciodată de un animal de câmp și nici foame nu poate să-mi fie de el. Cel mult aș putea uneori să-l disprețuiesc. Hai, mă lași să te disprețuiesc? Da. Te las să mă disprețuiești. Am ajuns să vorbesc cu toate animalele. Mă port de parcă aș fi cosmic. De fapt, cine ești tu, bestie? Cine să fiu? Eu sunt, da. O melodie pe care probabil că o știți, eu o știu atunci când s-a lansat, se numește Și dacă, de data asta este chiar de Veselovski, dar o știți, unii dintre dumneavoastră o știți de, din discurile lui Gheorghe Dinică. El obișnuia să cânte piesa asta. Plecat dintre noi în 1983 decembrie și iată că memoria îmi joacă feste, nu mai știu ziua. Cred că 13. Probabil că nu știe toată lumea, a avut un an greu cu
aproximativ 6 luni înainte își scosese gipsul de la picior că fusese la o nuntă, nu, la un botez, botezase și a alunecat pe drumul ăla, nu știu, și a rupt un picior. Cum era destul de bolnav și oasele se prindeau mai greu, că nu era în vârstă, avea 50 de ani. Dar a stat mult în pat. Pe urmă mergea prin casă cu gipsul. Dar după ce a zăcut câteva luni sau s-a chinuit cu gipsul ăla, a plecat la o nuntă să fie naș. Iubea, adora aceste lucruri. Tocmai la turnul Severin. Acolo fiecare cu problemele lui. Nuntașii aveau problemele lor. Era frig. Unde se țin nunțile erau niște corturi. N-am fost, dar cred că am aflat. Era destul de frig. A spus că e frig. Avea ciroză și a cerut să fie încălzit. La un moment dat, cred că pe la jumătatea nunții, spre final, spre seară, i s-a făcut rău. Și-au dat seama că nu e serios, nu e glumă, că trebuie luat în serios și repede el a cerut să plece la gară. Acolo s-a urcat în tren, a mers direct la spital. Spun din povestite, n-am fost de față, dar avusese o inundație a plămânilor cu lichid și nu putea, îl puneau să stea întins și el nu mai putea. Și era un brancardier sau un băiat, era un băiat tânăr care se ocupa și a zis să vă ajut, să vă ridic, ce aveți nevoie, respira greu. Și Dora a povestit că copilul ăla tânăr și frumos a întrebat ce aveți nevoie și s-a uitat la el și a zis am nevoie de tinerețea ta. Copilul s-a speriat, adică n-a înțeles. Și ultimele cuvinte ar fi fost verde, rece, verde. Și atât. Mi-am spus, așa cum scrie în Biblie, toți tindem spre câmpii cu verdeață, unde nu e nici întristare, nici suspin, și că Nichita a plonjat acolo. Și sunt convins și acum că așa este. N-am povestit să ne întristăm. E un fapt întâmplat acum 31 de ani, el a plecat dintre noi. Și atât. Am vrut să mai fie niște oameni care cunosc aceste lucruri, care cu timpul se pierd, pentru că timpul zboară și cine știe mâine, poi mâine. Pentru că am vorbit de soldatul obsesie, mama mea și soldatul ei. Nu! Strigă în dureri mama mea născându-mă. Nu! Strigă ea născându-mă. Viața nu e pentru ucidere. Viața nu e pentru ucidere. Soldatul nădușit zise, ce sânge, cât de mult sânge și ce miros și ce strigăt dă femeia când naște și fără de nevoința glonțului. Acestea, zise soldatul nădușit, a zvârlind cu pistolul său după un fluture. Nu! Urla mama mea în dureri, născându-mă. Viața nu e născută pentru a fi ucisă. Nu! Striga mama mea născându-mă. Fluturele zbura în zigzag, revolverul soldatului era cotrobăit de furnici, pe mare și pe deasupra mării, soldatul dezbrăcat răsărea odată cu luna.
Și acum trebuie să mă ridic în picioare pentru că e greu aici. E această poezie pe care v-am spus adineauri că nu înțelegeam. Decât atunci când Nichita mi-a recitat. Am să încerc să fiu purtătorul de cuvânt, să transmit mai departe. Se numește Nod 1, din Noduri și semne. Gemea și urla și mârâia cu gât de lebădă întins. Gemea și urla și mârâia lupul întins pe prima ninsoare. De ce gemi? De ce urli? De ce mârâi? De ce strivești sub tine florile albe de zăpadă? Tu care ai gât de lebădă, lupule care stai întins pe prima ninsoare și urli și gemi și mârâi, pleacă! Mi-a zis el. Du-te de lângă mine! Mi-a zis el. Alungă-te! Mi-a zis el. Și m-am dus și am plecat și m-am alungat și am lăsat singur pe lup, pe lupul cu gât de lebădă, pe lupul care urla și striga și mărâia plin de fulgi de zăpadă, întins pe prima ninsoare. Greu să întrezi noi să poată să vedea recitare, să încep deodată, brusc, fără permisiune. Deci, mi-am reconsiderat repertoriul pe care aveam în vedere acum după recitarea asta. O să cânt un cântec care pare pozitiv, dar are o mare doză de dramatism. Întâmplător e tot de George Grigoriu, se numește Chemarea Mării, e cunoscut ca În apa mării. E cântec care s-a lansat când eu eram în clasa întâi. Thank you.
Am să vă spun o noutate absolută. Într-o bună zi, nu mai eram în vizită, eram la Nichita. Și din senin vorbeam de cutremure și de cum se produc ele. Ne apucat și o discuție de asta care nu are legătură cu arta și la care nici nu ne pricepeam, dar când nu te pricepi, nu spui că nu te pricepi, inventezi. Uneori invenția e mai frumoasă decât realitatea. Și nu uneori, cred că de cele mai multe ori. Bătrâne, cum se mișcă ele, plăcile tectonice, se lovesc și se face cu tremur, dar uneori una trece peste alta, o încalecă. Și de-a lungul miilor de ani se mișcă, pământul se mișcă. Uite curbura Carpaților. Ei sunt așa înghesuiți între munții care sunt spre est și Alpii care sunt spre vest. Și când se apropie plăcile astea tectonice, și cred și acum că așa e. Carpații sunt cam sugrumați așa. La unul de România o să devină o linie. Noroc cu cadastru. Că ne păstrează legăturile din stele, din cosmic, să ne păstrăm țara asta. Și, deci, zice, știi că s-a întâmplat un miracol. Eu nu stau în piața Amzei. Aici nu-i piața Amzei, că între timp am calculat, el avea și era colecționar, numismat, știa matematică, știa tot. Și chiar știa, cum am zis, și de muzică. Am calculat cum s-au mișcat ele, plăcile tectonice au alunecat. Aici, în piața Amzei, acum, este Teba antică. Teba nu mai e unde zic grecii. Acolo, Tebanii. E în piața Amzei. Am făcut eu un calcul, zice, și am ajuns aici. Deci eu locuiesc în Teba. Altădată, bătrâne, după mamă, eu sunt din familia Romanov, a țarului Petru I, după mamă. Și am cercetat, sunt singurul urmaș al Romanovilor, bărbat. Dacă pică la ăștia comunismul, ăștia mă fac țar. Și eu nu știu limba rusă. Că patria mea e limba română. Bătrâne, te iau la mine la curte. Păi zic, nici eu nu știu limba rusă. Nu-i nimic. Tăcem. Vă jur, era convins că are os țăresc. Os de țar. Și că dacă cumva se întâmplă și vine aia pe fir că să-i pună la putere pe cei care moștenesc tronul, îl găsesc pe el. Ca altul nu mai e. Anastasia nici nu e femeie, oricum nu mai trebuie. Deci singurul Romanov în viață, bătrâne, dacă cineva crede că la Nichita, în prezența lui Nichita, era o atitudine poetică și tristă, se înșală. Se râdea în ohote, se spuneau glume, dar era o efervescență și niște oameni, așa cum a spus domnul Mircea Dumitrescu, o efervescență și niște persoane. Nici nu stau să enumăr că sigur sar pe cineva și atunci pare că fac selecții, dar nu, memoria face selecții. Era acolo și Traian Tecoșovei. Mă surprindea faptul că Traian Tecoșovei îl tutuia. Mă, Nichita! Eu n-am putut să zic niciodată. Mi-a spus de câteva ori, bătrâne, nu mai zic domnul Nichita. Și eu am dat un răspuns care a fost cam obrăznicus atunci, dar mi-a plăcut. Era poanta bună și el a apreciat-o. Zic, nu pot, domnul Nichita, că atunci când eram mic, am mâncat multă bătaie ca să-i respect pe oamenii bătrâni. Și nu pot să vă zic tu.
Pe când trăia în Tecoșovei, putea. Era Mazilescu. Virgil Mazilescu era... Da, câți erau? Nu, mă opresc, că nu pot să... Am zis de Augustin Frățilă, Sorin Dumitrescu, cu care era a fost supărat o perioadă, dar nu și-au vorbit, după care a apărut noduri și semne și și-au reînceput. Nu știu de ce se supărase. Nu știu. Pe oricum se supărau pe discuții filozofice, pe discuții serioase. Se contraziceau și se supărau. Sorin se supăra. Michita nu se supăra niciodată. Dar zicea, bă, țin minte că la o petrecere unde erau mulți artiști din toate zonele, erau și sculptori, erau și pictori, erau și tineri, mai puțin tineri, m-am nimerit și eu. Și a venit un bărbătoc, așa, un bărbat, nu l-am cunoscut, și i-a pus o mână așa și să-i rupă oasele, de iubire, să-l îmbrățișeze. Și l-a durut și a zis, iertați-l, că noi am sărit, măi, ce faci? Iertați-l, ăștia gândesc cu mușchii. El era sculptor. Și normal, nu e așa, Mircea? Încă o poezie care merită citită în picioare. Toate merită în picioare, da? Dar fiindcă nu e un spectacol, dumneavoastră să mă iertați. Mergeam prin zăpadă înfrigurat, când deodată am auzit-o strigându-mă dinapoi a mea, ia-mă cu tine, ia-mă cu tine, i-am rugat, cele două picioare din spate în laț, greu îmi sunt ferecate, ia-mă cu tine, ia-mă cu tine, mi-a zis. Mergeam înfrigurat și nici că-mi păsa, vulpea argintie din laț spre mine se lungea, ia-mă cu tine, ia-mă cu tine, mi se ruga. Mie nici că îmi păsa, înfrigurat prin zăpadă mergeam, fără suflet în mine și fără de ram, se albea argintiu spre dimineață, vulpea prinsă în laț se lungea ca o frânghie în spatele meu, începuse să ningă, dar tot o mai auzeam cum mă ruga să o iau cu mine. Mergeam înfrigurat prin zăpadă și mă ningea, vulpea argintie în spatele meu se lungea ca o rază a frigului se făcea. Ia-mă cu tine, ia-mă cu tine, scâncea, cât un orizont de lungă și de curbată se făcuse ea, vulpea argintie cu picioarele de pe urmă în laț, ca o rază rece a fulgilor de nea, din urmă mă ajungea și nu mă ajungea. Ia-mă, ia-mă cu tine, ia-mă, ia-mă cu tine. Mă înfrigurasem de tot și mergeam prin zăpadă și ningea atât de des încât de vedere nu mai aveam nevoință. M-am înțeles că de fiecare dată când Florin recită ceva în picioare, urmez eu. Nu. Dar în picioare. O să cânt, pentru că soț a atins zona asta a arsului și a comicului, o să cânt o piesă cântată de, la vremea ei, de Margareta Păslaru. N-a fost debutul ei, dar a fost piesa cu care s-a lansat și a și luat premiul la Mamaia, numește 63. Se numește Două rândunici și e scrisă de Ion Cristina. Thank you.
uitat să subliniez un lucru. Să povestesc un anume lucru și să-l subliniez. Domnul Nichita, da, domnul Nichita mi-a povestit odată că atâta vreme cât a trăit Labiș, n-a putut să scrie, nu, n-a putut să publice nimic. Îl socotea atât de mare și se simțea copleșit. Avea momente când cita din Labiș. Există o poezie lungă a lui Labiș, nu știu cum se numește, dar ți-mi minte... Nu. Moartea Căprioare, știu pe din afară. Dar o poezie lungă, patriotică, cum scria Labiș în epoca aceea, care are un vers. De zeci de ori mi l-a spus Nichita și zice, bătâne, ascultă cuvântul ăsta cum pică. Până la urmă am înțeles. Nu era ușor pentru mine. Zice, a doua zi mă liniștisem parcă. Zice, acest parcă, cum vine, a doua zi mă liniștisem parcă. Parcă-l văd eu pe Nichita zicând, bătâne, ascultă, a doua zi mă liniștisem parcă. Vezi cum, în contextul poeziei, e mai explicit, da, decât pot să spun, dar nu știu poezia. În orice caz, important și ce vreau să transmit mai departe este că am observat ceva. Labiș a dispărut într-un anume moment. Anii 57, cam așa. Nu e momentul acum să facem, să fim exacti, că nu publicăm asta, vorbim. Și deci a dispărut Labiș și atunci a apărut Nichita. Deși scria dinainte, dar n-a avut, a spus, nu puteam să scriu, să public. A publicat exact atunci când începuseră oamenii, eu nu vorbesc în numele meu pentru că eram mic. Începuseră oamenii să înțeleagă că nu e chiar așa în regulă să scrii, să faci artă cu tendință. Noi eram învățați la școală, artă cu tendință. Nu artă pentru artă, după care, dacă vă amintiți, poeții, scriitori au început să-și dea seama că dacă vreți tendință, putem avea tendință, dar tendința nu e totdeauna pro. Poate să fie și contra. Astfel încât în anii 85, 80, mai încoace, începuse pledoaria pentru artă, pentru artă. Faceți, domnule, artă pentru artă. De ce, ce tendințele astea centrifuge? Se speriau de tendințe. Nichita a fost poetul care a putut să fisureze la rădăcină prin opera sa, pe care mulți au confundat-o zicând că e o operă partinică. Niciodată. Era o operă patriotică, ceea ce e cu totul altceva. În mare parte. A început să fisureze și să trimită raze de lumină în această beznă în care trăiam. Noaptea asta și slujitorii care se credeau veșnici. Astfel încât era aproape dizident. Se strecura, avea abilitate. Însuși acel vers din poezia care am spus-o, iar țara mea era un geam prin care nimeni nu privea. M-am întrebat cum s-a strecurat. Erau mulți care acceptau, care se făceau că nu observă, care sprijineau chiar. Alții care nu înțelegeau. Sunt multe poezii și mulți poeți din această zonă a textului, a cuvintelor, a ideilor subversive care se stricurau și care ieșeau. Și ce vreau să spun este că, dacă vă amintiți, începutul anilor 89, anului 89, începutul a ceea ce s-a numit Revoluția Română, cum vreți să o numiți, a început în 1984, în ianuarie. Nichita a murit în decembrie 13, 83.
exact de la 1 ianuarie a început să fie frig în case. Sistemul dădea semne de colaps. A trebuit să răbdăm mult până să ieșim în stradă, pentru că povestea aia cu mămăliga nu explodează sau... greu iese românul, greu se... Poate acum să mai lumina, Dar din 84 până în 89 sunt niște ani. Noi, actorii, jucam în teatru unde era mai frig decât afară. Aveam o replică într-o piesă în care spuneam afară sau înăuntru e același lucru și luam aplauze. Aveam o scenă, un alt moment în care mi se punea un whisky, dar nu-l beam decât de pe, peste jumătate de ori. Un ceai, că actorii pe scenă nu beau alcool. Alcool și puneau ceaiul ăla colorat în whisky și când se-l beau peste jumătate de ori, era un cup de gheață. Pe scenă. Iar spectatorii în sală veneau cu șubă, cu căciulă, cu mănuși și aplaudau. Noi ziceam că aplaudă pufăit. Mănușile nu scot sunet. Aplaudau așa. Ultima întâmplare, Mihai Mereuță, regretatul nostru actor, care mi-a fost și profesor, la Bulandra, în clipe de vară sau zile de vară, nu știu ce spectacol, zicea, uf, caldă-i, caldă-i și se dezbrăca în maiou la sala Grădina Icoanei. Și își punea hainele acolo jos. Și stătea în maiou în văzul lumii care stătea cu paltoane. Și a venit un spectator în față, a pus un apărâmpă și a zis, domn Mereuță, îmbrăcați-vă că noi vă credem. Dar ce vreau să subliniez este, Nichita n-a cunoscut frigul din case. Pentru că, aduceți-vă aminte, se sculau femeile, mai ales să facă, să facă ceva mâncare la ora 2 noaptea, că venea un firicel de gaz. Nu te anunța nimeni că s-o opresc gazul. Nu erau, pur și simplu nu erau. Dacă le uitai deschise, sărea blocul în aer, că venea la un moment dat. Dar nu venea, venea un firicel. Nichita n-a apucat perioada asta. În 83 decembrie nu încep, vă garantez, știu ce spun, nu începuse frigul în casă. El a început, parcă l-a așteptat sau parcă el s-a grăbit. Nu, eu spun altfel. El a început să fisureze sistemul prin geniul lui, că nu era un om politic, dar avea reacții firești, odată ce un poet credul, labiș, un geniu și un talent extraordinar, căzut în plasa credinței incipiente, a plecat și a început Nichita. Și s-a oprit exact când sistemul dădea semne de deces. Că explozia s-a produs abia în 89, în ianuarie, în iulie 90, când era meeting-ul maraton de la piața universității, eu mi-l închipuiam pe Nichita, care sigur s-ar fi mutat în balconul universității și ar fi vorbit într-una, lângă cei care erau acolo și care vorbeau. Țineam să spun asta, ca observație pentru exegeți, pentru... Nichita a fost ca un meteor care și-a făcut datoria și față de țara lui, neluptând fățiș, dizident, stupid, ci fisurând la rădăcină un sistem care se credea veșnic. Nu asta vreau să citesc, ci una din poeziile care eu socotesc că sunt, așa cum Nichita iubea cum se numește poezia lui Eminescu, toate vechi și nouă, toate elegie. Glosă. Glosă. Toate vechi și nouă, așa. Nu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Odă metru antic. Iubea enorm această poezie. Încă ceva, o observație personală. Trebuie să fii foarte puternic, să ai geniu ca să poți să faci ce a făcut Nichita, să iei un vers din Eminescu și poezia pe care o scrii cu acel vers să nu mai aibă nimic din Eminescu, dar să-l iei fățiș, nu pentru că, vezi, Doamne, n-am știut. Eminescu are o rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Și Nichita zice, o, rămâi
rămâi, palma bate-mi-o în cui, pe crucea de carne, când lumea adorme. Și nu mai este nimic din Eminescu. Numai un geniu poate să ia un element și să-l topească, să-l transforme și să devină altceva. Dacă ar fi așa un semn. Iar așa cum Odă în metru antic pentru Nichita era o capodoperă inestimabilă sau de neatins, părerea mea este că această poezioară de 10 versuri este o mare capodoperă. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul cu gura ta, cu gura altora și mai ales cu gura infantei. După aceea, se ia un ciocan și brusc se sfărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți, zice vor. Ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar avea un colț sfărâmat. Iertați să-mi fie în fața studenților de la teatru, în fiecare generație, le spun această poezie. Sperând că și în zona noastră a teatrului, Nichita spune așa, teatru este arta omului către om. Muzica este relația omului cu divinitate. Te rugăm, Mircea. Mulțumesc foarte mult. Mă apune o postură specială. O să cânt o piesă de Gherase Dendrino, care se numește Să nu ne despărțim și a fost cântată inițial de Marina Boica. Thank you.
Desigur, ne apropiem de final. Nu înainte însă, am ales pentru final o poezie care mi-e foarte dragă, pentru că eram de față atunci când s-a creat. Dar nu înainte, deci, de a vă spune, de a vă povesti că, asistând la momentele de dictare ale lui Nichita, el avea o concentrare aparte, nu se vedea, decât că îl deranja orice zgomot. Și odată era și fetița mea de care v-am vorbit, era mică și eu nu știa și începuse să dicteze, iar Ștefan a scos cuvânt, nu știu, și a zis: luați copilul de aici, iubind-o foarte mult. Dar avea momentele astea de mare grație care trebuia să aibă, în care trebuia să aibă liniște. Și îl vedeam dictând. Nu vreau să limit. Dar dicta rar. Nu spunea poezia cursiv ca și când ar fi știut-o. Și dictând atât de rar, Dora scria, eu încercam să leg versurile, cuvintele, să le leg și să-mi dau seama. Mai niciodată nu mi-am dat seama de valoarea poeziei în timp ce o dicta. Uneori mi se părea un eșec, zic, e clar, e un eșec. Să mai întâmplă. Ei, nu. Ei, nu. Și avea un fel de încordare, o ceva care mi-a rămas în cap. Mult mai târziu, stăteam la televizor și, nefiind consumator de emisiuni sportive, nu știu cum am ajuns, vedeam cum ridică, aveam și noi un român și m-am uitat să văd la haltere. Un concurs de haltere în Bulgaria. Bulgaria au niște campioni mari. Și aveam și noi un român și m-am uitat să văd. Și era rândul unui bulgar care m-a surprins pentru că semăna foarte tare cu Nichita. Era blond, cu părul dat așa într-o parte și blond așa și, bineînțeles, cum sunt halterofilii, că sunt mari. Și semăna cu Nichita. Un pic. Semăna. Era slav. Și l-am văzut că își pune mâinile alea, știți, cu toții pe haltere, cu pudra aia. Și când s-a încordat și a ridicat haltera, era identic cu crisparea, cu încordarea lui Nichita când dicta. Eu am spirit de observație, meseria mea. Și am zis, uite, e același efort. Același efort interior când dicta. Cum putea să suporte să-i vorbească un copil sau să-l deranjeze cineva? Pentru că atunci când am văzut să ridici 200 de chile la altele, nu e jucărie. Și încordarea este teribilă. Omul nu vrea să arate, dar fața lui capătă o schismă, nu știu cum să-i spun, nu schismă, o strâmbătură, nu știu cum să-i spun, încordare, crispare, un efort. Semăna cu al poetului care dicta o poezie. Și am zis, Doamne, cât efort. Aș mai avea multe să spun, dar nu vreau să abuzez de dumneavoastră și atunci eu nu vreau să închei, l-aș ruga pe Mircea să încheie, dar am să citesc în încheiere o poezie foarte dragă la care am fost martor când s-a creat. Nichita mai spunea așa, bătâne, trebuie să pregătești terenul că vine îngerul și n-are unde să aterizeze și se duce în altă grădină. Adică trebuie să pregătești terenul. Și el asta făcea într-una. Mă simt așa, cumva, vinovat, că nu sunt vinovat, dar mă simt, stă cu ochiul pe mine.
Și m-am uitat de atâtea ori în ochii lui albaștri și de atâtea ori am văzut miracole, am fost în prezența unui geniu, parcă nu l-am prețuit destul. A, trebuie să mai spun prima întâlnire. E scurt. Prima întâlnire a fost că m-am dus prin cineva care a zis, haideți că eu merg la Nichita și am zis, vin cu niște prieteni. Hai și tu. Băi, ce să cămă? M-am dus. Ne-a primit ca și când ne aștepta, ca și când luați loc. Da. Și n-am putut pleca vreo 4 ore. N-am scos o vorbă, eram consternat și am ieșit foarte nervos. Eu mâine am repetiție, eu mâine am treabă, mi-ați distrus toată seara. Am stat și am spus, nu fac nimic. Ce treabă am eu cu poetul Nichita Sănescu? N-am nicio treabă, eu îl citesc dacă vreau, dar nu vreau. S-au uitat toți prietenii ăștia mei la mine ca la nebuni și l-am visat toată noaptea. Și a doua zi am dat telefon și am zis, când mai mergem la Nichita? S-a petrecut un ceva. Eu zic că s-a petrecut un fel de miracol, dar hai să citim. Nod 21, Mozart și câinele spaniol. Nu trebuie să vă spun ceva. S-a întâmplat această dictare pentru că Nichita ne-a povestit atunci că Mozart n-a fost condus la groapă de niciun contemporan. Nu știam. Că a murit sărac, bolnav, părăsit și de soție și de tot, iarnă, în fric, și municipalitatea a hotărât, trebuie să-l îngroape. Unde? La groapa comună, în cimitirul săracilor. Și peste vreo 3, 4, 5 zile, cum veneau poștalioanele, au venit de la Paris, de la niște prieteni, că au aflat că a murit Mozart. Dar îl îngropaseră deja. Și au întrebat toți, unde e? Nu știu. Nu l-a condus nimeni. Au venit gropari, l-au luat, 4 gropari, l-au dus la un gropar. Hai la gropari, s-au dus, au întrebat din om în om, dom'le, care a fost, care alaltă, era cu 4 zile, a fost așa și așa. Și unul din gropare a zis, dom'le, n-o fi ăla, că zicea că e compozitor, după care s-a ținut un cocker spaniel, care nu era al lui, un câine, după catafalc, ba mai mult, l-au îngropat acolo, au pus pământ și câinele plânge și acum pe groapa aia. Nemâncat. E acolo un câine, care ăla e. Datorită acelui câine, astăzi noi știm unde este îngropat Mozart. Altfel ar fi fost cimitirul săracilor, groapa comună. Destin mai tragic nu cred că există, dar ăștia suntem noi. Ridicăm statui după ce omorâm. Și atunci zice mama și apare această poezie. Alerg nebun și singur și în 4 labe să văd unde îl duc ca să-l îngroape. Au vrut în munți, dar munții n-aveau locuri. Au vrut într-un copil fugit din jocuri. Au vrut în îngere, în vulture, în raza care stelele o scutură, într-un pavaj, într-o lăută, pavajul era plin, iar ea umplută, în valul cel părăsitor, dar pe scărușii unde mor? Alerg în 4 labe și nebun, schelăcăi, latru după el acum, mi-e inima prea mică să-l îngrop în ea, urechea mi-e prea surdă pentru îngerimea sa. Alerg în 4 labe și schelăcăi, latru urlu, se prăbușește în catedrală turnul cel răsucit și idolatru. Alerg în 4 labe după el, nu-l îngropați niciunde, urlu, strig, mai așteptați vreo zăpadă, vreun frig sau din cocoș un cucurig. Mulțumesc.
Melodia asta nu o mai prezint, probabil că știe toată lumea. Nu știu dacă știe că este de scrisă de unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-a avut România. El se numește Ion Vasilescu. A scris aproape toate cântecele care, în momentul de față, noi le considerăm chiar folclor. Nici nu știm că au fost compuse de cineva. O să recunoaște, sigur, Melodia.